Poștii comandanți ai trupelor ucrainene care au luptat în catacombele de la Azovstal și s-au întors acasă împreună cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, în urma vizitei acestuia în Turcia, vor reveni pe câmpul de luptă. Anunțul a fost făcut de șeful batalionului Azov, Denis Prokopenko. Revenirea militarilor acasă a provocat furia Moscovei, care i-a eliberat printr-un schimb de prizonieri și relocat în Turcia cu promisiunea că vor rămâne acolo până la sfârșitul războiului. Militarii au revenit acasă într-o aeronavă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, aflat într-o vizită în Turcia. Zelensky și comandanții batalionului Azov au venit în centrul orașului Lvov, unde erau așteptați de sute de oameni care i-au întâmpinat cu aplauze. Unul dintre comandanți, Denis Prokopenko, a declarat jurnaliștilor că el și camarazii săi cu siguranță au un cuvânt de spus pe front. De ce am revenit în Ucraina? Revenirea lor acasă a provocat o reacție furioasă din partea Moscovei. Kremlinul a acuzat inclusiv Turcia de încălcarea înțelegerii inițiale. Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ничем иным, как прямым нарушением условий договоренности, имевшихся договоренности. Причем в данном случае эти условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона. Нас никто не ставил в известность об этом. По условиям договоренности, эти главари, эти указанные лица должны были находиться на территории Турецкой Республики до момента окончания конфликта. Denis Prokopenko și ceilalți comandanți care împreună cu alți apărători ai orașului Mariupol au luptat pe teritoriul uzinei Azovstal au fost eliberați în septembrie 2022 într-un schimb de prizonieri cu Rusia. Ei au ajuns în Turcia, unde președintele Recep Tayyip Erdogan s-a angajat să-i găzduiască până la sfârșitul războiului ca parte a înțelegerii care a dus la eliberarea lor. Alături de Prokopenko, deținător al cele mai înalte decorații erou al Ucrainei, s-au mai întors din Turcia Sviatoslav Palamar, adjunctul său, Serhii Volinski, comandantul brigăzii 36 Pușcași Marini, Oleg Homenko și Denis Șleha. Polonia a început să desfășoare peste 1000 de soldați în estul țării, a anunțat Ministerul Apărării de la Varșovia, pe fondul îngrijorării crescute, că prezența luptătorilor grupului Wagner în Belarus ar putea duce la creșterea tensiunii la granița sa. Decizia lui Vladimir Putin de a oferi luptătorilor din grupul Wagner posibilitatea de a se muta în Belarus a dus la temeri în rândul membrilor estici ai NATO, că prezența mercenarilor lui Prigojin va provoca o și mai mare instabilitate în regiune. Anterior, Polonia a anunțat că va trimite 500 de polițiști pentru a consolida securitatea la granița cu Belarus. În ultimele săptămâni, Polonia a înregistrat o creștere a numărului de migranți care încearcă să treacă granița dinspre Belarus.